Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon. Sunteți împreună cu mine și cu invitatul meu aici la Capital TV. Invitatul de astăzi este nimeni altcineva decât domnul Claudiu Grama, director DAJ Hunedoara. Ce înseamnă DAJ? Înseamnă Direcția Agricolă... Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara. Atunci altfel e prescurtarea, domnul Grama. Acronimul DAJ. Da. Bun venit în studioul Capital. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Dumneavoastră sunteți directorul acestei instituții prin delegare de atribuții. Prin delegare de atribuții în urma numirii fostului director ca subprefect, subprefect al județului Hunedoara. Direcția de Agricultură este o instituție care, nu știu, din punctul meu de vedere, eu nu mă pricep foarte tare la agricultură. Și nu mi-e rușine să recunosc lucrul ăsta, dar sunt dispus să învăț. Nu mi se pare foarte vizibilă și nici foarte promovată, ca să spun așa. Este o direcție care se ocupă cu ce? Bine, o să spuneți cu agricultura, asta am priceput, dar ce faceți dumneavoastră? Deci ca să... Înțeles că e o instituție importantă. Da, și eu consider că este o instituție importantă, așa cum ziceți dumneavoastră, probabil că nu e tot timpul suficient de vizibilă față de gama largă de activități pe care o are depus în practică față de fermierii din județul Hunedoara. Ca să... Două secunde, v-am întrerupt, gata. Știți care e problema? Noi ne vedem în toată țara, ne vedem și în orașe, ne vedem și la țară. Aud de foarte multe ori cuvântul fermier. Da. Ce înseamnă fermier? Fermierul e cel care are o fermă? Fermierul e cel care lucrează pământul? Sau fermier e și cel care crește animale? Că sunt și din ăștia care cresc animale, dar lucrează pământul. Ce e fermierul? Sper că nu v-am încurcat. Nu, fermierul e persoana care crește animale, lucrează teren. Fermierul e și cel care are un hectar de teren și o vacă în gospodărie, fermierul și cel care lucrează 100 de hectare și crește 50 de vaci. Adică oamenii care desfășoară activități agricole. Că o desfășoară pentru a-și asigura consumul propriu sau are și o activitate economică în spate, își valorifică tot fermier. Sunt oameni care... Fermierii ăștia de regulă sunt persoane fizice sau... Tot la categoria fermieri intră și societățile comerciale care se ocupă cu chestia asta. Acum aici e o limită subțire să delimităm fermierul de o exploatație comercială. Practic, obiectul de activitate la fiecare e cultivarea terenului și creșterea animalului, în funcție de specificul. Deci dacă spui despre o societate comercială, SECE, Gigi, Crețu, în esență e tot un fermier care cultivă pământul și are un graj cu animale. E tot un fermier care are personalitate juridică. Exact. Ok, deci și de ăștia vă ocupați. Da. Așa, și acum să revenim la ce face Direcția Agricolă. Direcția Agricolă își desfășoară activitatea pe două direcții mari și late. Odată avem direcția de implementare la nivelul, la nivelul județului a politicilor și a strategiilor stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Partea de implementare e foarte largă și aici vorbim de la colectarea datelor statistice care stau la baza viitoarelor programe de sprijin pentru fermieri, partea de consultanță și formarea profesională, partea de procesarea documentelor legate de vânzarea și cumpărarea terenurilor, legea 17, partea de... Adică dumneavoastră faceți și consultanță pentru cei care vor să-și vândă terenul? Nu consultanță. Legea 17, cea care... Nu știu ce e legea 17. Legea 17 e legea care legiferează vânzarea, cumpărarea terenurilor agricole de extrabilan. Aici sunt niște etape procedurale care pornesc de la nivelul primăriei și se finalizează la nivelul direcției prin emiterea unui aviz negativ sau unui aviz pozitiv care dă liberă vânzării, cumpărării. Vorbim de terenurile agricole din extravilan. Adică dacă eu am un teren agricol în extravilan și vreau să-l vând, trebuie să vă cer dumneavoastră aviz? De ce? O să ne ceară primăria. Așa cere primăria. Da, asta veți depune o ofertă de vânzare la nivelul primăriei. Veți avea acolo de... S-ar putea să aveți preemptori care au dreptul de cumpărare înaintea mea. Da, da, da. Dreptul de preemțiune.
Și atunci dosarele de la primărie vin la Direcția pentru Agricultură Județeană, noi verificăm dacă sunt respectate toate aspectele și în maxim 30 de zile se emite avizul de vânzare. Asta, fără avizul. Asta e numai pentru extravilan, nu? Numai pentru extravilan. Și intravilan? Nu intră în sfera legii 17. Da, e foarte interesant, știți de ce? Că vând unii... iar aici eu am o lacună, va trebui să mă pun la punct cu chestia asta. În interiorul localității, da, teren care e trecut la teren agricol. Ăla e supus avizării dumneavoastră? Aici rămâne direct la... la decizia primăriei. Uh-huh. Deci, legea 17 se referă strict numai la extravilanul. Aveți multe, chiar sunt curios, aveți multe vânzări din astea de extravilan? Avem, să știți că sunt destul de... Vinde lumea? Vinde, mai ales acum, după ce s-a liniștit puțin starea asta de urgență și a primit starea de alertă și a crescut volumul. Starea, dar au crescut numărul de cazuri de COVID. Da. Așa. Vineri am semnat, cred că în jur de 40 ceva de avize. Formidabil. Da. Asta pentru teritoriul județului Hunedoara. Numai pe teritoriul județului Hunedoara. Dar și cumpărătorii cine sunt? Persoane? Asta e o curiozitate de-a mea. Persoane fizice române sau române, străini? Române. De exemplu, avizele semnate vineri erau cumpărate de un fermier, personalitate juridică. Uh-huh. Care adică a luat omul mai mult teren, da, au găsit la X 20 de ari, deci își comasează suprafețele, negociază prețul, de comun acord ambii parteneri și da, finalizează tranzacția. Din ce știți dumneavoastră, dacă știți, că nu sunteți obligați să știți lucrul ăsta neapărat, vânzările în extravilan agricol, da, sunt mari către entități străine care nu sunt române în județul Hunedoara? Să știți că nu. Majoritatea știți că e chestia aia cu ne vindem... Da. Păi dacă ne raportăm de cei în partea de vest, unde sunt majoritatea terenului cumpărat de investitori străini, pe aici la noi nu. Zic că sunt numai persoane, și chiar persoane din zonă, care își dezvoltă exploatațiile comerciale. Practic asta e... comasează și le... E greu să ai într-o tarla de 15-20 de hectare, să ai cumpărat 10 hectare și să mai ai 2-3 cu suprafețe mai mici. Care da. Domnul Grama, Direcția Agricolă, ok, faceți o mulțime de lucruri implementate. Asta, domnul Simion, pe o direcție. Avem pe cealaltă direcție partea de verificare și control. Asta vreau să vă întreb. Da. Ce verificați și ce controlați? Verificăm în toate domeniile care sunt specifice Ministerului Agriculturii. Vorbim de legea 145, atestatele de producător. Asta presupune controle în piețe, care le facem frecvent. Asta este foarte important. Aici deci vă pot povesti. Faceți asta? Da. Până la numirea mea în funcția asta, m-am ocupat personal de activitatea asta. Hai să o dezvoltăm. Vă povestesc? Hai să o dezvoltăm, o țâră, cum zice Ardelea. Bun. Deci asta e pe partea de legume și fructe. Comerțul din piețe. Facem controle pe sector vitivinicol. Prelevăm probe de la... Chiar ieri am avut una din colegi care preleva probe de la doi operatori economici. Probe de vin care le transmitem la laboratorul de la Blaș, că e singurul laborator acreditat din țară, pentru analize fizice, chimice sau organoleptice. Da, domnul Grama, este foarte interesant ce îmi spuneți dumneavoastră, mai ales asta cu atestatele de control, cu așa... Atestatele de producător. Atestatele de control? Documentele care legiferează comerțul comerțul producătorilor, persoane fizice în piețele agroalimentare, să clarificăm. Așa. Deci e un document care fără certific... de care n-ar putea să facă... Nu, e documentul legal prin care producătorii au acces în piețe. Dar asta e același lucru cu certificatul de producător, nu? Nu, certificatul de producător era înainte, acum nu-i mai spune certificatul mai de producător. Nu mai există, asta... Atestatul de producător. Păi da, domnul Grama, da. Și dumneavoastră îi consulați pe ăștia? Da. Și este o grămadă de bișniță, are ăștia ce atestat au sau ce, cum merge deci aici treabă? Discuția, domnul Simion, e foarte... Eu cred că e foarte simplă. Nu e simplă și vă spun eu de ce nu e simplă. Pentru că
am bătut piețele din județul Hunedoara, de la Lupen, Vulcan, până la Brad, o răștie Hunedoara. Nu, ia spuneți dumneavoastră că pe urmă nu vă spun eu la televizor, dar vă dau cu subiect și predicat câțiva pe la care să mergeți. Cum e? Problema știți care e? Care? Care o văd cea mai mare. Problema e la nivelul primăriilor, pentru că primăriile eliberează atestatele de producător. Primăriile au obligația fiecărui producător care solicită să meargă la fața locului, să verifice existența produselor, să certifice niște cantități reale. Problema, să știți că nu avem așa mari cu producătorii din județ, că deja îi cunoaștem pe toți de atâția ani. Probleme avem cu producătorii care vin din alte județe. Adică vă referiți în speță la, cum le ziceam, vă dau un exemplu. La Olteni? La Olteni, la Teleormanen, la Giurgioveni, la... Păi ăștia vin cu ce vin? Cu lubeniță, cu roșii? Cu lubeniță. Păi și atunci... Și sunt producătorii? Din punctul nostru de vedere, atâta timp cât are un atestat valabil emis de primăria respectivă, e un producător de bună credință. Problema e alta, că faci o corelație, te uiți pe atestatul de producător și te uiți și vezi ce suprafețe are de producție și când vezi că are niște cantități prin care el vinde tot sezonul în colț de stradă sau în piața din Deve, ai o suspiciune. Încep să-ți pui o întrebare, dar... Ai o suspiciune dacă primăria e eliberat. Și să știți că avem cazuri și eu personal, acolo unde am avut suspiciuni, am ridicat atestatele de producător și le-am trimis primăriilor și colegilor de la inspecții din alte județe să facă verificări. Am avut surprize că nu erau corect întocmite și corect evaluate producțiile. Că dacă îl vezi că îți vine cu 10 ar de pepeni și îi trece acolo 50 de tone la producție și el îți vinde toată vara. Azi îl găsește... Asta că Ceaușescu a făcut producție record. Da, da. Așa. Avem surprize că îți vine că are 10 cireși și el îți vinde 10 pomi. Și el vinde 3 tone. Și se declară și ești. Tot ce ține de agricultură, nu numai legume, fructe, și brânzeturi, și lactate. 5 tone de cireșe. Exact, da. Și atunci, aici eu văd un viciu, un gol al legii. Dar... Bun, aici eu cred că sunt mai multe lucruri care converg unul cu celălalt, adică este activitatea noastră care îl controlați la hârtia respectivă. Pe de altă parte, nu știu, ăștia au obligativitatea să aibă casă de marcat și nu, chestii. Persoanele fizice nu. Persoanele fizice nu. Na. Pe urmă, proveniența mărfii, că văd că unii vând soiuri roșii de 5-6 soiuri. Acum vorba dumneavoastră, nu cred că ei cultivă pe câțiva arii de teren, așa e, da. 6 soiuri de roșii. Dar ceea ce n-am înțeles e, de exemplu, în piață. În piețele, nu în piețele acoperite, de, nu avem nicio treabă cu piața de Deva, vorbesc de piețele astea în aer liber, da. Da? Acolo, cum îi deosebiți pe producători de ăștia care au... De comercianți, ca să nu da, le zicem de comercianți. Deci, samsar de-a dreptul, nu? Că ăsta e... Ăsta este termenul cel mai potrivit. Da. Vă rog. Legea 145, cea care actualizată prin încă 2-3 legi, are câteva prevederi speciale vis-a-vis de spațiile de vânzare cu amănunt al legumelor, fructelor. Toți administratorii de piețe sunt obligați ca minim 40% din spațiile destinate vânzării să fie rezervate producătorilor particular, deținătorilor de atestat de producător. Lucrul ăsta se respectă. În perioada de vară, cum suntem și acum, majoritatea în piețe sunt producătorii agricoli din județul nostru și din alte județe. Dar tot la fel de bine, că și ei fac parte din lanțul ăsta de comercializare, au dreptul să vândă și comercianții. Că sunt PFA-uri, că sunt IE-uri, că sunt SRL-uri. Ei, din momentul ăsta, acolo au alt regim. Și normal, din punct de vedere fiscal, trebuie să aibă casă de marcat, etichetarea produselor e total diferită față de etichetarea la producător. Dacă producătorul are un model de etichetă prin care să fie identificat ca nume, ca localitate de producere, ca dată de recoltare, la comerciant obligatoriu trebuie să apară țara de proveniență. Consumatorul oricum îi deosebește foarte greu pe cei care au o societate comercială, că sunt și societăți comerciale care vând în piețe. Piețele trebuie să fie delimitate vizibil sectorul producător și sectorul comerciant. Aiurea. Sunt? Sunt, să știți că sunt. Dacă mă duc în piață în Petroșani, acum sunt? Da. Săptămâna trecută am avut joi
control în piața din Petroșani. La Hațeg sunt? La Hațeg nu. La Hațeg e o puțin atipic piață. E o demandadă. Știu. Pentru că e concesionată de un agent economic ca și spații de vânzare. Am avut discuții multe acolo, știu, cunosc bine piața din... Așa. Că s-a amestecat. Într-o parte sunt producători, într-o parte sunt comercianți de tot felul de electrocasnice și știu, cunosc situația. Păi bun, dar și acolo unde sunt producători, nu știu dacă toți sunt producători. Sunt atâta timp când ne prezintă documente că sunt producători. Eu personal am dat amenzi în piața din Hațeg, domnul Simeon. Producători veniți din alte județe, care pentru mine prezentau suspiciuni, că nu sunt actele întocmite corect. Că și ei, la nivelul lor de producători, trebuie să aibă o evidență. Nu-i numai atestatul de producători. Ei au un carnet de comercializare, care practic e facturierul producătorului, unde trebuie să-și treacă în fiecare zi cantitățile de marfă cu care intră în piață, la sfârșitul zilei să-și completeze produsele vândute. Așa e o evidență. Cât de cât. Plătește impozit pe chestia asta sau? Nu, ei sunt plătitori la norma de venit. A, am înțeles. Ca și producători. Deci sunt un fel de PFA-uri sau ce? Nu. Sunt persoane fizice. Nu au o organizare, nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului, dar legea le dă voie și celor care sunt PFA-uri sau EU-uri sau ăsta, dar care sunt producători direct. Stai un pic, aici mă enervez acum. Și când mă enervez fac urât, dar nu cu dumneavoastră. Ideea următoare, adică un producător agricol. Da. Doamne, foarte bine că se face agricultură. Da. Poate vinde cât vrea mușchiul lui. Nu. Fără să plătească impozit. Nu, există niște norme de venit. Și de la o anumită suprafață, dacă omul are un hectar cultivat cu legume sau o jumătate de hectar, normele de venit prevăd că de la o anumită suprafață care depășește, nu le știu exact să vi le spun acum, are o jumătate de hectar, norma de venit prevede că de la un hectar plătește impozit. Dar hai vorbim de sume. Putem vorbi de sume? Nu putem. Nu. Normele venite sunt date la capete de animale sau la suprafețe, ca unitate de măsură. Păi nu, că îl văd pe unul cu un camion, cu 5 camioane de lăbăniță după el. Eu ce vă spun? Că... Și zice că e producător. Eu ce vă spun? Exact asta vă spuneam că... Și ăla vinde de nu știu câte de miliarde și nu plătește un leu. Problema o văd la nivelul primărilor celor care se duc la fața locului și evaluează producțiile, domnul Simeon. Că... Aici are un gol, că nu există o procedură clară de evaluare. Și asta cum e? Când am văzut și pe marginea drumului, eu te pui pe marginea drumului și te apuci să vinzi lubeniță, da. În mijlocul șoselei. Și ne ducem la ei, ne arată... Aici le aprobă primăriile să vândă, la colțuri de stradă sau, cum vedeți, și mergând spre Hațeg sau în altă parte. Și la Petroșani, văd exact, pe șoseaua de centură și... Da. La Petroșani, cel puțin, sunt bine organizați. Mi-mi plac chestiile alea tare mult, foarte mult îmi plac. Și de câte ori am rupt pe acolo, de atâta ori mă opresc, nu știu dacă faceți la fel sau dacă sunteți de acord cu mine, pe drumul spre Timișoara, Caransebeș, fapt Lugoș Timișoara, cred că e, la poarta oamenii scoși și găsești tot felul de produse în funcție de sezon. De multe ori am cumpărat de acolo și cireșe și alte dată struguri din partea Recașului și tot felul de chestii. Tot timpul acolo mult. Ai o siguranță că e de la om din curte și că e proaspăt și... Sunt oameni cu grădini. Practic, ce înseamnă pentru ei? Ei își valorifică surplusul. Foarte bine. Și o sursă de venit, până la urmă, și pentru ei. Asta vreau să spun. Deci, comerțul ăsta la nivel macro, sub titulatura de producător, mie îmi pare un pic a fraudă pentru, din partea unora. Din partea unora. Respectiv din partea celor care se pun cu camioane întregi de nu știu ce sau se termină lubenița, gata, pac, a venit altea, dar ce mai ai între timp? De unde s-a acoperit? Cum tot pe terenul tău s-a acoperit? Da, am avut eu surpriza să găsesc producători din alt județ care sâmbătă l-am întâlnit în piața din Orăștie, miercurea l-am întâlnit în piața din Hunedoara și vinerea l-am întâlnit în piața din Deva. Ei... Și pe caernețelul ăla probabil că nu mai era completat nimic sau era completat... Își completează, că sunt suficient de instruiți. Își completează cantități. Da. De-aia spun, eu văd problema celor care le evaluează producția în curte, în exploatație. În că nu poți să-i pui, să-i treci pe 2 ari de legume 10 tone de roșii, castraveți, varză, care el le vinde fracționat în diferite zone. Da.
Asta vă... A, deci e la mica înțelegere cu primăria de la care aparține. Normal, nu e la mica, nu e la mica la înțelegere, că trebuie respectate niște proceduri. Omul solicită la nivelul primăriei eliberarea atestatului. Primăria trebuie să meargă la fața locului să întocmească un proces verbal de constatare. Da, e, există cultură. Șanvelea, marmota, ciocolata, staniul. Cine se duce de la primăria, nu știu, dați-mi una din Oltenia, una vai de stă, nu vine acum. Primăria Dâncești din deal. Nu există. Am zis-o și eu. De la primăria Dâncești, sau o fi existând, Dumnezeu știe, se duce cineva la ăla să-i măsoare, să vadă, caută cineva registrul ardeicul. Știți cum e? Oh, Petrica, ai venit, da, dă să ce domn primar, să du-te la Vasilica, că te rezolve la agentul agricol sau cine fi. Așa nu? Vă dau dreptate. Da. Păi, ca la noi, la nimeni. Din păcate. A, da. Așa, bun, să mergem mai departe cu direcția agricolă, că m-am lămurit cum e și cu asta. Dacă... Apreciez efortul dumneavoastră. Poate să știți că permanent, nici... permanent avem echipe, nu trece o săptămână să nu... Asta vreau să zic, dar poate că nu sunteți nici suficienți ca să pieptănați așa cum trebuie chestia asta. Să vă spun că nu avem numai partea de piept. Exact. Avem și, avem verificări a operatorilor înscriși în agricultura ecologică. Avem anul ăsta. La... Agricultura ecologică e un sistem de practici agricole, ca să le sintetizez așa, cât mai aproape de tradițional, fără substanțe chimice de sinteză. Oamenii se înscriu în sistemul ăsta de agricultură ecologică, parcurgă o perioadă de conversie, ies verificați de un organism de control și după perioada asta ei au dreptul să vândă sub titulatura de produs ecologic. Dar nu numai la legume, fructe, și la lactate, și la cereale, și la plante de nutreți. Bun, și agricultura ecologică. Ce e asta, agricultura ecologică? E o agricultură practicată pe anumite principii. Are chestiile astea cu produse bio și... Produsele bio sunt o altă etapă. Aha. Un nivel superior agriculturii ecologice, care presupune alte restricții. La agricultura ecologică, așa, ca să vă sintetizez, e o agricultură mult mai apropiată de agricultura tradițională. Cu restricții mari vis-a-vis de utilizarea pesticidelor și a substanțelor chimice de sinteză. Sunt produse pe care eu le consider că vor putea reprezenta surse de venit pentru producători, surse de venit, produse cu o valoare adăugată superioară, aceste produse ecologice. Uh-huh. Și produsele bio, tot la dumneavoastră? Nu. Sunt alte foruri care le certifică. Da, îmi spuneați ceva la un moment dat, domnule Grama, despre atestare profesională sau reconversie profesională sau pregătire profesională? Da, deci în cadrul direcției avem și un compartiment de consultanță și formare profesională. Ce înseamnă formarea profesională? Organizăm cursuri pe mai multe sectoare de activitate, cursuri de apicultori, cursuri de pomicultori, cursuri de lucrători în creșterea animalele, cursuri de lucrători în cultivarea terenurilor. Și la ce aștept cursurile astea? Știți vorba aia, știi și la ce te aștept că știi? Îi ajută, vă spun eu, îi ajută odată pentru că cursuri chiar reale... Omul are o patalama la mână, o hârtie, da? Da, o să vă zic și la ce îl ajută patalama aia. Dar efectiv dobândește niște cunoștințe. Partea de curs nu e numai partea teoretică, are și partea practică, vizite la ferme, discuții cu fermieri, diferite domenii de activitate, dacă e apicultură, se merge în stupine, colectează informație direct de la omul care lucrează acolo. Deci cei care au stupină lucrează cu dumneavoastră? Noi avem ferme, că vorbim de apicultură, că vorbim de legume, că vorbim de animale, cu care avem contracte de colaborare. Știu o stupină la Săcărâm, nu știu dacă o știți. Sunt multe stupine. Am luat de multe ori de acolo și mi-a plăcut. Eu un domn știu. Domnul are și atestare pe produs montan. Da. O altă formă de certificare a produselor. Există o modalitate de a-și certifica produsele ca și produs montan.
Acum noi, județul Hunedoara, suntem întreg județul considerat ca și zonă montană. Și avem colegele de la zona montană care chiar lucrează intens în perioada asta să certifice cât mai multe produse care pot să folosească denumirea facultativă de produs montan. Avem lactate, produse de carne, ouă, brânzeturi. Ouă montane? Ouă produse în zona de munte. Și ce au ouăle astea în plus? Cu siguranță au ceva. Două gălbenușuri. Nu. Păi nu, dar nu, ce? Sunt crescute în condiții de zonă montană, cu un alt tip de furajare. Haide, domnul Gramă, că tot în oraș se duc ăștia și le iau la găini și le dau... Nu, nu. Chiar, eu... O să le dea grăunțe toată ziua. Că asta mănâncă găina, nu? Grăunțe, da. Grăunțe, mă, și grăunțele care sunt produse în zonă montană, da. Care sunt mai sănătoase. Și care sunt făcute cu pesticide. Sau tratate. Auziți, chiar citeam nu de mult, la nivelul Uniunii Europene, consumul de pesticide în România e la o treime față de consumul de pesticide, raportat la o suprafață. Adică mai puțin? Mai puțin. O treime din consumul mediu la nivelul Uniunii Europene. A, și de unde au scos ăștia asta? Din hârtii, probabil. State statistice. Din cât s-a cumpărat, cât s-a vândut, sau cum, că, până la urmă, de unde știu ei cu ce și-a dat ăla pe câmp? Avem în cadrul Ministerului este Agenția Națională Fitosanitară, uh-huh. care verifică modul de utilizare a pesticidelor. Este agricultura o lotărie, domnule Cramă? Pentru producător? Da. Pentru fermier? Da, este o lotărie că ești dependent de condițiile meteo și vedeți că anul ăsta chiar pot să spun că un an deosebit de capricios, atipic din multe puncte de vedere, pe lângă nenorocirea care ne-a lovit cu pandemia, am fost afectați și de cele două extreme climatice. Pe de o parte secetă în toamnă și pe de altă parte inundațiile din primăvara asta. Din fericire, pe partea de secetă, pot spune că la nivelul județului Hunedoara am fost oarecum binecuvântați. Nu am avut un grad de afectare atât de mare cum se întâmplă în partea de sud-sud-est a țării. Vedeți, cei în partea Dobrogei, cei în Brăila, Tulcea, zona unde culturile sunt calamitate în procent de 80-90%. Am avut și la nivelul județului Hunedoara, pentru că încă o dată vă spun că trebuie să evaluăm culturile care au fost afectate de secetă. Dar raportat la total suprafață e un procent nu foarte semnificativ. O să vă și spun undeva în jur de 230 de hectare care au fost afectate de seceta pedologică. Uh-huh. Din păcate a venit primăvara, iunie, mai, sfârșit de mai, iunie, iulie, cu ploile abundente, știți dumneavoastră ce... Da. Apropo de lucrul ăsta, vreau să vă întreb, nu știu dacă țină de direcția dumneavoastră, dar vreau să vă întreb tot așa, ce am auzit vorbindu-se sau ce am auzit de la unii alții. Deci că pe fermieri nu-l interesează foarte tare că e afectată cultura aia lui, oricum primește bani ca despăgubire de e ca și când s-ar fi făcut în caz de ceva. Drept e? Nu, păi da, uitați că pentru culturile afectate de secetă există deja hotărâre de guvern aprobată, stabilite cuantumurile. Din câte am înțeles, de luna viitoare se începe plata despăgubirilor. Bun, da, deci că a vândut, că n-a vândut, că s-a făcut, că nu s-a făcut, omul e despăgubit. Nu e adevărat, trebuie să fie o constatare că a fost afectat de secetă. Ca așa... Vine cineva și face constatarea respectivă. Adică mă gândesc că nu stau cu mine în semn. Ăștia care au interese mari. Dar în principiu ce că nu prea le pasă, așa am auzit. Nu le pasă dacă primesc despăgubiri? Sau? Nu, le pasă dacă primesc despăgubiri. Nu prea le pasă dacă sunt afectați sau nu de calamități, de chestii de genul ăsta. Nu aș crede chestia asta. Nu. Cum să... Fond și la urma urmei, ei cultivă ca la sfârșitul producției, când îi cu ochiul pe cântar, să tragă linie și să fie... un leu în plus sau 10 lei în plus. Da, ca să aibă eficacitate. În timpul pandemiei s-a întâmplat o chestie care mie mi-a făcut greață. Am constatat și cred că ați văzut și noastră în piețe cartoful era vândut cu 5 lei, 6 lei kilogram. Vă aduceți aminte? Da. Mi s-a părut normal ce s-a întâmplat atunci? Nu. Și care ar fi fost explicația? Explicația e că
s-a profitat. Au beneficiat, da, și au, eu o văd ca și o nesimțire creșterea prețurilor. Dacă vă amintiți, chiar în perioada atunci, că săriseră prețurile nu numai în piețe, da, și în magazine, la făină, la produsele de bază. Noi de atunci, din perioada aia, monitorizăm săptămânal un calup de aproximativ 80 de produse agroalimentare. Da, cu două luni mergeai în piață și vedeai roșiile cu 12, între 12 și 15 lei kilogram, nu știu, două luni, două, da, luni jumătate. Da, la început. În momentul în care l-am întrebat pe unul care se dea mare producător, bă, dar ce fac roșiile astea? Se taie singure? Îmi dai și brânza lângă ele? Că totuși nu prea... Da, da. Și uitați că acum sunt 2,50 lei, 3 lei da, în piață. Pentru că acum deja e un volum, o să vă spun și de programul Tomata, care am avut la nivelul județului Hunedoara, am încheiat primul ciclu cu beneficiarii care au fost înscriși. La nivel de județ am avut 44 de producători, au trecut de toate etapele de verificare, noi am întocmit situațiile centralizatoare și le-am trimis la nivelul Ministerului pentru deblocarea banilor și plata lor către producători. Deci avem și producători de roșii în producători județ? De roșii în spații protejate. Adică în solarii. Solarii. Sere și solarii. Da, știu, da, și eu câțiva și unii chiar fac marfă bună, ca să spun. Da. Păi, anul ăsta am și avut o procedură de verificare total diferită față de anii trecuți. Dacă anii trecuți îi verificam la plantare și la prima recoltare, anul ăsta s-a schimbat puțin procedura de verificare. Verificam la începutul rodirii și la recoltare, când eram obligați să evaluăm dacă într-adevăr omul reușește să facă 3 tone, că asta era cantitatea minimă de valorificare, ca să poată beneficia de ajutorul ăsta de minimis. Și cât primesc? Suma e echivalentul la 3.000 de euro stabilită. Programul e în al patrulea an de derulare. Da. Deci dacă omul ce face? Dacă produce... Deci dacă deține minim 1.000 de metri pătrați de solar cultivat cu tomate... 1.000 de metri pătrați. Și comercializează. 100 de metri pe, nu știu, a, mă rog, 100 de metri mai multe, pe 10 metri. Da, poate să fie și mai multe solarii. Poate să fie, da. Așa. Și dacă face dovada că până într-o anumită perioadă, cum a fost anul ăsta, până în 15 iulie, au valorificat 3.000 de kilograme, deține documente. 3.000 de kilograme, 3 tone? 3 tone, da. Păi 3 tone le vinde, da, într-o, da, săptămână. Da. Poate nu chiar într-o săptămână. În două. În două săptămâni, da. Așa, primește de la stat cât? 3.000 de euro, echivalentul. De ce să-i dea statul 3.000? Păi e un ajutor pentru că sunt considerate produse obținute în extra sezon, domnul Simion. A, și faptul că el muncește în solar, eu trebuie să-l ajut. Da, muncește în solar să vină să iasă pe piață cu produse în extra sezon, cu produse mai timpurii. Pe care le vinde cu 12 lei kilogram. Aici ai altă discuție, e, da. Asta e discuția. Da. Ce mie îmi dă cineva că muncesc în extra sezon să fac o resprimătare, că stau cu noastră la televiziune ca să informez opinia publică, nu-mi dă nimeni. Probabil că au fost în momente în care... Dom'le, și asta cu... Eu am niște... Nu există restricții de prețuri. Da, am niște dubii mari în ceea ce privește subvențiile. Multe lucruri. Sunt adevărate afaceri din lucrul ăsta. S-au obișnuit unii să trăiască pe subvenții, pe închiriază, concesionează pășuni, montane, sute de euro, mii de euro. N-au oamenii nicio treabă cu asta, dar nu vreau să o pun într-o lumină proastă sau într-o poziție proastă, că nu-i cazul. Că nu ține de noi. Și nu ține de noastră, e de apia. Haideți să vă zic, domnul Simion, pentru cei 3.000 de euro, un producător, și vă zic din experiență proprie, un producător, ca să reușească să iasă la sfârșit de mai, început de iunie, cu roșii la vânzare, asta înseamnă să-și înceapă activitatea pe la mijlocul lui decembrie. Atunci se începe cu semănatul, trec toate etapele tehnologice, păi, mai căldură... Mai pun brad, mai pun o sămânță solar, mai... Nu-i chiar așa simplu, nu. Gândiți-vă, ianuarie, februarie, martie, când trebuie să le asigur căldură. Asta înseamnă consum de carburant, de energie. Eu am făcut un calcul că pe un ciclu de tomate să le obții în extra sezon, cam jumătate din banii ăștia ar reprezenta cheltuielile cu carburanții și cu căldura. Și de ce să-i dau eu ca stat? Dom'le, ești producător. Să asigur produse autohtone. Extra sezon. Oricum le asigură că-i dați. Ia să vedem o chestie. Dacă nu mai dă statul ăia 3.000, nu o să mai vândă ăla roșii? Nu să le mai cultive? Nu știu ce să vă spun. Vă spun eu că le cultivă în continuare, că din asta trăiește. Am înțeles că
gândurile la nivel de ministerii ca de la anul să nu se mai dea numai pentru roșii, să se dea pentru gamă mai largă de legume, da, cultivate în spații protejate. Sigur. Dacă se poate și pentru porumb, ca să-l cumpărăm cu 2,50 lei din piață, cu cocealul, porumbul de fiert, sigur că dotați, domnule, pentru toate, că așa e foarte tare. Să-i ținem, uite, așa pe unii, să le dăm bănuții și ăștia să vină să ne vândă prost la preț de speculă. Nu, n-am nimic cu dumneavoastră. Vorbesc la nivel... Eu nu înțeleg lucrurile astea, îmi pare rău. Eu cred că știu, majoritatea vin de bună credință, domnul. Da, 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 sigur. Majoritatea, dar eu n-am spus altceva. Am spus doar că atunci să mă susține și pe mine cineva ca televiziune aici, că uite, stau și eu 3 ore și informez opinia publică. Ia, găsiți programul producătorul TV, programul moderatorul, programul... Dom'le, de ce nu dau ăștia subvenții și pe Langoș? Pun la urmă. Că ar fi o chestie. Adică dacă omul vrea să muncească, ce constructorul, holangărul de la, cum îi se numește, de la ăla, e subvenționat săracul, că stă ud la picioare sau nu știu ce... Nu e subvenționat. A, ăștia vin cu produse autohtone. Ce vreau să vă întreb? Tomata aia roz, de unde a apărut? Că am văzut anul ăsta pe piață. Eu n-am mai văzut. Ori am trăit degeaba, ori habar n-am de roșia roz. Am văzut-o vândută de și să știți că e din ce în ce mai căutată tomata roz. Și e bună la gust. Și e și gustoasă, da. Foarte e un hibrid care are priză la consumator. Atât de prin gust... A, e hibrid. E hibrid, da. Se cultivă în special în spații protejate. Toți sunt hibrizi acum, să nu înțelegeți prin hibrid ceva modificat genetic. E un crucișare, o încrucișare care preia calități de la un soi cu alte calități sau rezistențe de la alt soi. În mare, așa. Deci nu e ceva dăunător organismului. Nu, e ok atunci. Da, da. Da, am văzut că are căutare, toată lumea... Da, să știți că din ce și-am vorbit și cu producători în piață, mult mai mult căutate... cele roz față de celelalte. Păi, întrebarea mea în piață, pentru că tot aici ajungem la asta cu subvențiile și cu toate astea, da, să facem produse autohtone. Ce produse autohtone, domnule? Că mă duc de multe ori și zic, doamnă, mie să-mi dați roșii cu gust de roșii. Adică m-am săturat la un moment dat să cumpăr, cum scrie, roșii de Oltenia, roșii de nu știu ce. Mai nou îi spun, știi ceva, eu sunt la piață, pot să gust. Caut cea mai mică roșie, o șterg bine și muș din ea. Unele chiar n-au niciun gust. Și sunt produse autohtone. Păi roșia noastră, înainte, când luai o bucată Zemoasă de brânză și o, bucă, o roșie, nu-ți mai trebuia absolut nimic. Avea gust de roșie. Asta nici măcar gust de plastic n-au. Și mai e și chestia aia, că de multe ori le tai și jumătate din ea e verde pe interior. În asta înseamnă coacere forțată, domnule. Da. Și asta sunt produse autohtone din astea pe care eu plătesc prin contribuțiile pe care le dau către stat, 3.000 de euro către ăla? Din păcate există și asta, da. Eu vă cred și nu neg că nu ar... Da, repet, asta nu aveți nicio vină. Eu vorbesc la nivel de principiu. De... Probabil că nu e suficient reglementată partea de utilizare a pesticidelor. Poate și de dar aici. Nu veți putea niciodată să controlați producătorul local 100%. Nu, pentru că asta ar însemna să fie cineva tot timpul în gospodăria lui să vadă ce... Adică să dormiți cu el efectiv în pat sau, nu știu, că nu se poate așa ceva. Ori tehnica și tactica românului este de a ocoli chestiile astea, pentru că românul, nu îmi spune, toată lumea muncește și produce pentru bani. Da. Da? Pentru bani produce. A, bun, mai apare un aspect, să știți că consumatorul, ziceați că mergeți în piață, ați luat într-o zi de la unul și îl mai vezi peste o săptămână, sigur de la ala nu o să mai luați dacă ați constatat că roșia e verde pe interior sau că are gust de celuloză. Și să mai e că nu mai știi ce să mai e la un moment dat. La fel ca și cu lubenițele astea crescute, forțat, dați și mie o lubeniță. Dar să fie bună, să fie cu gust. Eu rămân foarte rar găsesc acolo o lubeniță cu gust de lubeniță. Nici astea nu mai sunt ce au fost. Sunt bune, domnule, sunt dulci. Ia, taie-o. Și când îmi dă să gust și îi spun, nu-i bună. A, păi ce vreți? Mai sunt și nesimțiți unii. Ce vreți? Să aibă gust de miere? Nu, domnule, vreau să aibă gust de lubeniță. Deci e cumplice, se întâmplă bine. Majoritatea dintre ei sunt samsar, dar asta e partea a doua. Spuneți-mi, vă rog, Direcția Agricolă Hunedoara se confruntă cu probleme? Aveți probleme? Care ar fi problemele direcției? Sau ce ar trebui îmbunătățit ca activitatea noastră să fie mai bună, mai productivă?
probleme. Probleme de desfășurare a activității nu sunt. Lucrurile evoluează normal. N-avem sincope. Probabil că ar trebui să găsim o modalitate să ne facem activitatea mai vizibilă. Cu siguranță. Volumul de muncă, să știți că e considerabil. Acte normative care trebuie să le, care trebuie să treacă prin aprobări, prin verificări, prin la care noi avem rol și parte în lanțul ăsta. Poate aici ar fi o problemă de vizibilitate la nivelul fermierilor, deși noi avem o legătură strânsă, încercăm să fim transparenți, receptivi la totul. A, observ lucrul ăsta, asta e un partener să de știți că avem, chiar avem o relație și am preluat și de la domnul Călin ideea asta de a fi tot timpul în apropiere cu ei, în apropierea lor, pentru orice probleme. V-am văzut de multe ori prezenți cu standuri în cadrul evenimentelor, la, nu știu, ziua recoltei, la Țurcana, da, v-am văzut, da, la zilele nu știu cui. Da, prin asta am încercat. Aveți pliante de informare, tot felul de lucruri. Pliante de informare cu programele care se desfășoară, cu fondurile, modalități de atragere a fondurilor, cu sfaturi tehnice de la crescătorii de animale până la cultivatorii. Plaja de atribuții și care ne dă posibilitatea să fim în apropierea fermierilor e mare și consistentă. Da. Dacă vă vine sau nu să credeți, am ajuns la final de emisiune. Multe lucruri mai fi fost de spus. Da. Am văzut că ați venit cu hârtii în care monitorizăm recoltarea, suntem în prin, nu știu dacă am amintit, seceriș la nivelul județului. Așa, nivelul județului. Suntem undeva la 50-60% din suprafață. Asta e bine sau rău? La limita dintre bine și rău, în sensul nu că... Nu știu cum va fi vremea. Da, ați văzut că tot au fost... Da. Am avut perioade de... O zi de ploaie, da, suficient ca să îl încurce pe om să intre trei zile la recoltat. Ce monitorizăm acum, ne aflăm undeva la o producție medie de 3.800-4.000 de kilograme de grâu la hectar. Dacă, iar e bine sau e rău? Iar e la limita dintre bine și rău. Că dacă mă raportez la prețul de vânzare de la poarta fermei, acum, în momentul ăsta, undeva la 65-70 de bani kilogramul de grâu, la producția asta medie, producătorul unde e undeva la limita de eficiență. Înseamnă că e posibil să scumpească grâul și... Bine ar fi să aibă posibilitatea să-l depoziteze și să-l vândă în iarnă, când e cu totul alt preț. Da. Dar vedeți că nevoile lor, e perioada în care trebuie să-ți achiți inputurile, prețurile, inputurile care cresc în fiecare an. Ce sunt aceste inputuri? Îngrășăminte, semințe... Și output-ul e producția. Aha, output-ul. N-am englezit. Numai, da, foarte tare. Și altceva ce ar mai fi? Ce mai monitorizați? Porumbul ăsta cum e? Porumbul, mulțumim lui Dumnezeu, evoluează foarte bine. Deci o dăm pe mămăliga noastră. Să sperăm că nu mai ne paște altă perioadă urâtă de ploi sau de alte fenomene. În regulă. Vom repeta. Mie îmi place să discut cu dumneavoastră și o să vă mai invit în studio dacă mai veniți. De regulă, la fotoliu cu ghim nu e foarte comod. Nu știu cum a fost pentru dumneavoastră, dar n-am avut de ce să vă pun dumneavoastră ghim, pentru că asta e. Bun, domnule Grama, încă o dată mulțumesc pentru prezență. Vă doresc succes. Și vă mulțumesc și dumneavoastră și mi-aș dori să vă prind odată în cu mai mult timp liber, să mergem puțin pe teren și pe la premieri. Cu drag, mergem. Să vedem de exact realitățile. Sigur, sigur că da. Stimați respectatori, directorul DAJ Hunedoara, Direcția Agricole Județeană, de fapt e altfel, Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara. Județeană Hunedoara, domnul Claudiu Grama a fost invitatul nostru, era să spun numele fratelui noastră. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu Capital TV, numai bine!